Bun venit în bucătăria noastră! Astăzi vom face dovlecel pane. Îl avem aici. Este spălat și feliat. Avem aici 3 ouă. Și, bineînțeles, vom face besmetul. Și vom proceda așa. Punem. Trei linguri de pesmet. Aici avem brânză de vaci sărată. O punem aici. Pătrunjel verde. Sare, bineînțeles. Și amestecăm totul până când se amestecă. Ce? Deci am pus și sare și piper și pătrunjel, pesmet, brânzica, punem capacul și mixăm totul. Uite ce frumos arată. O să mă uit să văd. Miroase foarte bine de la pătrunjel. Da, da. Și de la brânză, așa. Și de la brânzică, da. Acum să duc farfuria asta, castronul, și revin. Am pus o tigaie pe aragaz cu puțin ulei în ea. Acum vom merge să dăm dovlecei prin făină, ou și pesmet, după care revenim la tigaie. Am pus pesmetul aici. Acum vom condimenta și făina cu puțină sare și oul. Ouăle, sunt mai multe. Punem și piper, da? Și amestecăm așa frumos. Asta între timp ce uleiul nostru se încinge acolo pe aragaz. Așa. Amețim și ouăle. Sunt amețite destul. Acum, procedeul este următor. Luăm o felie de dovlecel, o dăm prin pesmet, prin ou, o dăm prin făină, o dăm prin ou iar și o dăm prin pesmet. Și direct cu ea la tigaie. Prăjim dovlecelul pe o parte și pe cealaltă până când este frumos rumenit. Dovleceii sunt gata. I-am rumenit frumos. După cum se vede, arată foarte bine. Se vede pătrunjelul foarte frumos pe ei. Au un gust foarte, foarte bun. Eu vă îndemn să încercați rețeta. Dacă vă place, o mai faceți și altă dată. Dacă nu,
îmi lăsați un comentariu de dulce și asta e. Este o rețetă foarte simplă, pe cât de simplă, pe atât de gustoasă. Dovlecei sunt foarte gustoși. Este una dintre legumele mele preferate. Și o gătesc mereu cu mult drag. Așadar, vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!